Vă salut pe toți, oriunde v-ați afla. Eu sunt aici la Vama Vremii, alături de generația NET, îi spun un eșantion selectat de mine ad hoc, alături așadar de Roxana Pavelescu, Diana Pănescu și Radu Rădulescu. Trei tineri prelevați, nu tocmai dacă ar fi statistic eficient, pentru că ei toți trei sunt din același loc, adică absolvenți de Brătianu din Pitești și toți proaspeții viitori studenți, da? Sunt aici la Vama Vremii după examenul de admitere din această vară. Suntem în 2013, da? Pentru că emisiunea s-ar putea să fie reluată și la anul 2014. Roxana, tu ești prima de la stânga la dreapta. Te salut! Bună ziua! Ce mai faci? Bine! Ce să fac acum? Vacanță, mă simt foarte bine. Unde ai dat? La Politehnică, la Automatică și Calculatoare, secția Calculatoare. Tu, Diana? La Medicină, la Medicină Generală. Și Radu? Tot Calculatoare, Automatică. Voi doi veți fi colegi? Da. Automatică? Așa sperăm. Diana și cu Radu și ați fost colegi de clasă. Da. Da, da. La Brătianu mă refer. Da. 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 Și tu, Diana, la medicină. Da, da. Cum a fost, Roxana? Din punctul meu de vedere, la admitere s-a dat mai greu decât în ceilalți ani. Adică, cred că îngreunează subiecte pe an ce trece. E de bine sau e de rău asta? Mie mi se pare un lucru bun. Că prin îngreunarea subiectelor încurajează elevii să învețe. Adică înainte erau subiectele foarte ușoare și toată lumea zicea a, la Politehnică, nicio problemă, admiterea și nu învățau. E mai bine să fie mai greu. Care a fost ultima medie, Radule? Anul acesta 9.06. Tocmai pentru că au fost subiectele mai dificile și a scăzut. Deși s-au suplimentat. Cum? 9.06 e o notă mică? Ținând cont că anul trecut a fost 9.20, ultima medie este mai jos. Cu atât se intră la calculatoare, la automatic? Da. Și la voi nu mai vorbesc, la medicină a fost măcel, cum... Da, da. Ultima medie a fost 70 la locurile fără taxă față de anul trecut, când au fost 77. Dar în condițiile în care gradul de dificultate al testelor a fost, am înțeles, mult mai mare. A fost mult mai ridicat față de anii trecuți, într-adevăr. Vă două întrebări cu probleme. Cu probleme... Greșite. Adică chiar greșit, recunoscut de ei, nu parcă? Așa da, 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 da. Și alte... Erau subiecte care aveau două variante de răspuns. Da. Uite, mai întâi vă spun părerea mea. Mie mi se pare foarte ok. Anul acesta, 2013, este bine, vine și după ce și-a intrat bacalaureatul ăsta. Adică nu mai trece toată lumea cum treceam într-o vreme în mod nefiresc, având în vedere pregătirea celor care urmau un liceu, eu mă refer la generația voastră, că în generația mea era foarte firesc să ia toată lumea bacalaureatul. Poate ați aflat la părinții voștri. Și iată că, în sfârșit, se face o selecție serioasă. Ne așteptăm ca generația voastră să înceapă să facă ordine pe aici, în țara asta. Adică să avem parte de oameni pregătiți și cu altfel de atitudine. Ce zici, Roxana? Nu știu, așa sperăm și noi, dar din punctul meu de vedere nu se insistă cu politica suficient de mult în școli, adică nu mi se pare că elevii sunt suficient de implicați politic. Voi în ce sunteți implicați? Absolut nimic, tocmai de aceea vorbesc. În carte, la carte? Da, da. Dar știți că asta, Radule, e vorba de inteligența cognitivă, da? Pe care o accesează învățământul, mai ales în România, la elevi, pune presiune. Numai și numai această direcție, adică inteligența cunoașterii școlară, să luați note cât mai mari vis-a-vis de însușirea unor învățături din cărțile date de ei, da? Da. Și cum vi se pare? Ar trebui încurajat mai mult și alte domenii. Adică? Adică elevii să fie instruiți și spre alte câmpuri, cum ar fi politica, chiar și artele. Bine, aici în funcție de ce doresc și ei, dar din punct de vedere... Când vorbim despre politică, chiar ar trebui studiată. E interesant, am văzut că voi chiar nu sunteți deloc interesați de politică, v-ar enerva, mai ales în condițiile în care vedeți cât promiscuitate, până la urmă, despre asta e vorba, în zona politicului.
Dar e interesant. Deci, mă rog, chiar v-ar interesa totuși. Ar trebui, na, să cunoască fiecare cum funcționează parlamentul, guvernul. Deci stai, n-aveți nici măcar atâta, voi. Nu mie mi se pare că școala nu ne învață cum funcționează sistemul politic din România. Păi, nu vă învață pentru că n-au interes să vă învețe. Că dacă v-ar învăța, atunci ați... N-ar mai putea fi ușor manipulabil. Pe de-o parte, și ați prezentat pericolul de a accede și voi la funcțiile ocupate acum de ăștia. Într-adevăr. În școala generală am căpătat câteva noțiuni elementare despre parlament, guvern, politică în general, dar nu este de ajuns. Acum, doar la suprafață. Acum pot să spun, cine te oprește să nu te instruiești singur? Școala, iată, am descoperit ce interesare. Să facă din voi, până la urmă, am putea spune puțin exagerat niște mici roboței, viitori executanți, pe niște tarlale, cu o tarla sau alta, patronată de un stăpân sau altul. Da, dar pe de-o parte, na, sunt care se instruiesc singur, dar când ne gândim la mase de oameni, adică un elev mediocru nu cred că e interesat de politică și măcar dacă ar fi introdusă ca materie în școală politica, ar mai afla câte ceva despre ce se petrece, că până la urmă nu votăm doar noi care ne interesăm, votează toată lumea. Îmi place foarte mult cum puneți problema, că vă referiți, repet, la politică, dar mai ales eu aș vrea să văd în ce măsură realizați că vă lipsește sau poate aveți inteligența emoțională. Probabil că risc să folosesc un termen cu care nu sunteți familiarizați, poate nici nu știți. Știe cineva despre ce vorbesc? Dintre voi trei? Ne? Poftim. Am folosit termenul de inteligență cognitivă, da? Adică al cunoașterii. Că asta înseamnă. Cognitiv înseamnă cunoaștere. Știți că noi avem mai multe inteligențe, nu vă fac vouă lecții, că voi aveți ce să-mi predați multe, nu eu vouă. Și inteligența asta emoțională se referă la abilitatea de a ne stăpâni emoțiile, de a ne controla emoțiile și de a performa pe piață. Pentru că un manager bun, asta are nevoie, de o inteligență emoțională. Cu cât ești mai emotiv, mai ți-e teamă, ți-e rușine. Diana, când ai negociat ultima dată o legătură de pătrunjel la piață, de exemplu? Nu eu. Nu, sau mă rog, alt exemplu, undeva ai fi capabilă să negociezi ceva? Nu. Ți-ar fi jenă, ți-ar fi rușine? Da. E clar, deci stai nu foarte bine la inteligența emoțională. Sau să intri într-un dialog, într-o discuție cu dirigintele tău. Mă rog, a trecut etapa, dar la școală, vă amintiți să fi avut acest... I-aș zice, am putea numi tupeu popular, dar e vorba despre forța, puterea de a stăpâni o emoție și de a interveni într-o discuție cu cineva să pui la punct niște lucruri. Eu am mai tu, vorbit, Roxana? Da, cu profesorii. Da, consideram că sunt nedreptățită, spre exemplu, mereu le spuneam, pentru că nu mi se pare normal să accept orice îmi spune puterea. Bun, și de câte ori ai plâns când ai luat o notă mai mică decât așteptările tale? Nu prea plângeam pe note, mai mult mă enervam. Nu era de la note. Deci prea bine, nu stai nici tu. Nu, dacă te enervai, n-ai voie să te enervezi. Asta e cheia. N-ai voie să te enervezi, trebuie să stăpânești emoțiile. Este vorba despre controlul emoțiilor. Din păcate, asta chiar nu numai că nu se predă în România, dar e ca un făcut. Se pare că noi românii suferim nu că în codul genetic, pentru că inteligența emoțională poate fi educată spre deosebire de cea cognitivă care e moștenită, care e naturală, da? Ești sau nu ești capabil să te prinzi ceva. Deci asta, adică noi românii ducem lipsă totală aproape, deci aproape că nu se cunoaște. Da, dar este de foarte multe ori descurajată. De obicei profesorii nu prea acceptă să ai altă părere diferită de a lor. Și, da, în general, elevul se va teme de profesorul său. Profesorii sunt, sper să nu ne asculte prea mulți, ei sunt primii care suferă de lipsa de inteligență emoțională. De-aia sunt și mereu ușor, tu ai văzut probabil, în buna lor credință de a-ți preda și foarte bine pregătiți, îți oferă învățătura lor, dar ei au mereu oarește, de ce să nu spunem chiar frustrare, vis-a-vis de alte medii profesionale. Ca să nu mai vorbesc de mediul de afaceri.
De-ai văzut profesorul zicând, bă, ăla cât câștigă și eu nu câștig. Nu e în regulă. Deci fă și tu ceva să câștigi. Deci strunește-ți emoțiile, depășește-ți condiția și fă ceva. Deci eu așa văd și generația asta voastră am constatat, am fost mereu preocupat să stau de vorbă cu tinerii, nu prea am avut așa mereu parte, dar cel puțin caut și descoper că voi aveți totuși o mentalitate diferită, aproape net, apropo de la net, că sunteți generația net. De cei din generația mea, noi suntem numiți generația boom. Ați auzit de chestia asta? Da. E vorba de generația născută de după cel de-al doilea război mondial. Undeva după generația asta, deci născut după 55 și încolo, așa, imediat, apare o generație numită X, cei care sunt acum, se plasează undeva între 30 și 40 de ani, iar cei care sunt până 30, poate chiar mai puțin, a zice eu în România, până la 28, până în 28-25 de ani, voi sunteți generația net. Crescuți în era digitală. Uite, stați, vorbiți, eu vorbesc și aș putea avea impresia că nu mă urmăriți, vă urmăriți, dar într-un alt fel decât urmărește unul din generația, sunt în temă. Ca astfel aș fi prins în capcană și așa și mi-e greu cu voi. N-am dormit azi noapte, să știți, de grija dialogului cu voi. Da. Și încerc să descoper mai mult. Ce, cum comentați generațiile? Noi totuși nu am fost atât delegații de internet din prima. Adică noi am mai avut un pic de copilărie, să ieșim pe afară, să vedem natura. N-am fost axați pe jocuri de când eram mici, jocuri computerizate, vreau să spun. Și nu suntem chiar prima, nu suntem, mai avem. Nu sunteți atât de afectați de, de da, între ghilimele, virusul net? Da, pe noi ne-a surprins cam la o vârstă de 90 ani, cred. Și atunci, inițial cu câteva jocuri pe calculator, poate și după a urmat în gimnaziu, să zic că au început febra cu rețelele de socializare, dar până atunci nu pot să zic că am fost foarte... Roxana, ai cont pe Facebook și așa mai departe, pe toate rețelele, toți? Da. Și vă postați acolo ce? Ce scrieți? Nu foarte multe. Mie mi se pare că, în primul rând, ajută să comunic cu colegii. Spre exemplu, aveam și un grup al clasei și mereu postam acolo că trebuie să aducem o adeverință, că trebuie să aducem nu știu ce. Dai din casă, cum se zice, vorba asta, știi? Ha? Mai rar, nu prea dau din casă. Nu scapă? Nici ție, Diana? Nu. Deci încă sunteți în stadiu în care controlați chestia asta. Adică nu ieșiți să vă dezbrăcați total, ca să mă exprim așa, pe Facebook. Nu. Păi da, dar mulți fac chestia asta despre care vorbesc acum. Da, în general oamenii neinstruiți, care probabil nu au nici alte ocupații. Radule, cei mai mulți nu crezi că sunt neinstruiți, de fapt? Ba da. Cei care au acces la informație corect și care trec nu numai un bacalaureat, e foarte simplu. Un examen de admitere, apoi, mă rog, o licență, un masteraj și așa mai departe, ăștia nu sunt foarte mulți. Cei mai mulți sunt mai puțin instruiți. Cum trăim între ei? Cum trăim cu ei? Învățăm să ne adaptăm, pentru că ei sunt masa. Și dacă i-am învățat pe ei să se adapteze la voi, Diana? Da, asta ar fi mai inteligent, să se adapteze ei la noi și să găsească noi exemple și noi să putem să învățăm pe ei ceva. Trebuie să mergem în sus, nu noi să ne coborâm la un alt nivel. Păi, cam asta trebuie să faceți voi în anii care urmează. Păi, din generația voastră. Trebuie să facă ceva. În sensul ăsta, probabil, nu, Roxana? Da, dar e greu, că mi se pare că chestiile astea pornesc de când sunt foarte mici și dacă n-au primit o educație bună de la părinți și n-au deprins nici la școală cum ar trebui să se comporte, e greu să schimbi un om la 40 de ani. E mult mai ușor să schimbi un copil. Lasă pe de 40. Și mă refer la tine, la generația ta. Îl dă seama cu tine de 19 ani. E destul de dificil. Că pentru că sunt diferențe. În momentul ăsta, la 19 ani, deja este anturat în anumite grupuri și influențe negative, probabil, din partea lor, primesc. Și e mai greu să-i schimb când deja s-au dezvoltat. Mi se pare că ar fi mai ușor să schimbăm copiii
pentru că sunt mai mici, n-au primit toate influențele negative din toate părțile de unde ar fi putut. Adică mi se pare mai greu să schimbăm pe cineva de vârsta noastră deja, care și-a format deja o idee despre viață. Dar depinde, că mulți de vârsta noastră în scurt timp vor deveni părinți și probabil își vor crește copiii în același spirit. Da, dar copiii sunt ca un burete, ei absorb absolut tot ce văd, ce aud și dacă aud lucruri corecte de la noi, poate se va lipi totuși ceva și de ei și nu... Prea vorbiți ca oamenii mari. Altceva așteptam de la voi. Așa sunteți mereu? Sau pentru că ați apărut în fața camerelor de luat vedere pentru prima dată și stați de vorbă cu mine și special mi-am luat un tricou cât mai nașpa ca să nu mi-am pus cravată, nici prea bun. Avem momentele noastre când filozofăm, când... Avem și noi discuții serioase, nu... Chiar și voi? Ei, pensea că mai au și alții? De ziceți că și voi? Probabil că numai voi aveți discuții serioase. Nu cred. Cred că toată lumea filozofează și toată lumea își dă cu părerea. Cum contează fiecare ce părere are și cum și-o exprimă. Mm. Și ce sens are viața, Diana? Eu cred că viața este făcută și noi ne-am născut să fim fericiți. Da? Da. Și ce ne lipsește să fim fericiți? Știi că în statistici românii sunt clasați ca cel mai nefericit popor, cel puțin din Europa? Suntem un popor destul de needucat și nu cred că mulți dintre noi nici ne propunem să facem anumite lucruri și nici nu știm ce ne face fericiți, de fapt. Avem așa o viață micuță cu rutina noastră zilnică, dar nu ne oprim să citim o carte, să vedem un film bun și până la urmă lucrurile acestea ne fac fericite. Foarte interesant. Educația. Roxana. Eu cred că nefericirea aceasta pornește în primul rând de la faptul că nu suntem învățați să ne bucurăm de succesul nostru. Adică întotdeauna atingem un cel, să zic așa, și trecem la următorul. Nu ne bucurăm de momentul în care am obținut un succes suficient de mult. Noi trăim pe drepte și ne propunem deja altceva. Da. Trăim în proiecte. Da, exact. Da? Noi să trăim și în momentele practic în care ne simțim împliniți mai mult. Și tu reușești să faci chestia asta, să trăiești prezentul? Uneori da, alteori nu. Îți mai scap? Da. Tu, Radu? Da, în general am fost mulțumit de toate țelurile pe care le-am atins. Știu că mai important este de fapt drumul pe care îl parcurgi pentru a atinge un anumit scop și nu scopul în sine. Și în general românul asta, uite, să se bucure de toate aceste... de această atitudine pe care o are el, de scopurile atinse. Diana, tu ești mulțumită de nota cu care ai fost admisă la medicină? Te previn că e o întrebare capcană. Este, într-adevăr. Bineînțeles că mi-aș fi dorit mai mult, mi-aș fi dorit să fiu prima, dar... Mulțumesc. Radule, tu? Da, eu sunt mulțumit. De ce? Pentru că am depus un anumit efort, știam că o să mă situez cam în acea zonă a clasamentului și... Roxana? Eu nu sunt mulțumită. De ce? Mi se pare că puteam să fac mai mult, dar nu m-am concentrat suficient. Din punctul meu de vedere, niciunul nu ați răspuns cum mi-aș fi dorit, de exemplu. Pentru că iată o mică problemă la voi. Și dacă e la voi, îți dai seama ce se poate întâmpla dacă extindem, dacă extrapolăm. Păi, care a fost celul vostru? Să intrați la facultate. Deci să vă situiați pe lista de admiși. Ați fost admiși sau nu? Poftim? Eu mi-aș fi dorit mai mult. Mi-aș fi dorit să intru cu bursă, spre exemplu. Nu doar să intru. Păi nu știu, de unde știi că ai sau nu bursă? Păi m-am interesat. Adică am vorbit cu elevi mai mari. Tu ai vrut să fii admisă? Da, cu bursă. Da. Și ești nemulțumită că ai fost admisă, dar fără bursă. Da. E oareșe, mă rog, justificat. Deci, n-am luat totuși și bursă. Da. Da, ai fost admisă, puteai să nu fii admisă. Nu puneam problema că nu o să intru. Mă rog, e un fel de a spune. Eu cred că uneori nu reușim să ne bucurăm complet de ceea ce ai atras chiar tu atenția, partea plină a paharului. Și căutăm acolo un pic, dacă mai e gol, să ne uităm la gol, să ne pare rău. Băi, dar am băut din apă, ca să sorb un pic. Mie mai e plin paharul ăla, a? Dar acum depinde de fiecare. În momentul ce depui un anumit efort, ai alte așteptări.
mult mai ridicate. Eu cred că exagerați. Ca să nu mai vorbim că voi ați trecut doar un examen, repet, de admitere și nu de clasament, ați fost admiși, iar partea cu bursa și cu alte, mă rog, clasamente, asta vin în cursul anului studențesc. Probabil. Acum, nu, probabil, ci cu siguranță. N-ai bursă acum la intrare, o să ai bursă chiar pe semestru 2, probabil. Așa că aia e foarte simplu de rezolvat. Deci iată că și voi aveți, concentrați prea mult pe performanță școlară, că asta ați făcut, ați performat cu adevărat. Apropo, să știți că eu nu mă dau în vânt după aia cu nota 10, că au fost unii luați la televizor, invitați, că au luat 10 la bacalaureat. Mi se pare chiar ciudat să ia cu 10. Sunt elevi care au muncit. Vă pare rău că l-ați luat 10, zi Roxana. Nu, dar nu mă așteptam să iau 10. Sunt elevi care au muncit foarte mult, adică na, dacă și-au dedicat viața... Pe și ăla cu 9-90? Efectiv, da, și el a muncit foarte mult. N-a muncit chiar foarte mult, da? Sau cum? Ba da, da. Nu știu, mi se pare că când iei 10 întreg deja, practic ți-ai dedicat o parte foarte, foarte mare din timp pentru învățat, că n-ai cum să-i fix 10 dacă nu ai stat, da, spre exemplu, în clasa 12 ani, învățând în continuu. Nu credeți că există și o marjă de... nu de eroare, ci pur și simplu de șansă la un examen? Adică da, ăla da, de da. 9-90 nu poate să ia 10 nicio, oricând? Nu credeți? Da. Sau ăla de 9-50 deja nu poate să ia oricând 10? Ca și cum ăla de 10 poate oricând să pice la 9-50. Da, nu, sau e chiar și mai de concentrare, puțin. Da, e o problemă de concentrare. Sunt foarte mulți factori care intervin într-un examen. E concentrarea din ziua respectivă, e subiectul, poate este un subiect care ești tu confortabil și atunci poți să dai ce e mai bun și să iei foarte ușor un 10. Dar poate să fie și un subiect cu care nu ești tu foarte familiar sau nu ți-a plăcut, nu l-ai învățat foarte bine și nu... Apropo de inteligența emoțională, știați că în cărțile de management, deci de organizare la american, că tot invocăm pe ăștia, probabil că și voi sunteți, și în generația voastră tot, dați exemplu sau nu, americani, că voi fac și drept. Nu neapărat. Nu. Ca o paranteză, revenim. E interesant, foarte bine. Foarte bine. Nu aveți ce învăța mare lucru de la ăștia. Bun. Ăștia totuși spun așa și cu asta sunt de acord pentru că eu pot să vă dau exemple. Un absolvent de nota 6 sau 7 poate fi și de obicei se întâmplă manager într-o instituție, într-o organizație și poate și avea și se întâmplă în subordine executanți absolvenți de nota 10 din aceeași clasă cu el. De ce? Pentru că ăla a avut abilități de inteligență emoțională și a performat în management. Iar ăla de 10 a rămas un executiv foarte bun, e foarte bun în locul lui, unde pui acolo stă, cum se zice, și face treaba, dar nu va avea nici salariul ăluia și nici gradele de libertate ale managerului. Hm? Da, eu chiar cred chestia asta, pentru că una e când înveți să performezi practic pe meseria pe care ți-ai ales-o și alta e să știi să fii, să conduci, să organizezi, să te descurci cu oamenii, e altceva. Nu, dar poți performa și în meserie și te poți descurca și cu oamenii, spun eu. Dar trebuie să dai jos partea care ține de emoție. Că asta e. Da, dar mie mi se pare chestiile astea oricum se și învață și mai intervine un pic așa și de cum ești ca persoană, cum te-ai născut ca om. Nu știu, cum te-ai născut contează, dar vestea bună este că totuși se poate învăța. Ține de mediul în care te-ai dezvoltat, familie, anturaj și apoi de ce, în ce măsură tu chiar vrei să performezi în acest domeniu. Sunt oameni care, repet, apropo, Diana, te-am întrebat dacă poți negocia o legătură de pătrunjel la piață. Sunt oameni care nu-și imaginează ruptul capului când îi spune... Știu eu, vânzătorul, negustoreasa, costă 2 lei, dă 2 lei fără să mai sufle. Dacă ei zice, bă, tu spune că îi dai doar un leu. Intră în pământ, nu are de rușine să... Da. De ce? De asta? Pentru că nu are această abilitate, pe care o să găsesc la alte popoare foarte dezvoltată. Să, cum am zis noi, știi că există vorba aia, zice, ce mă țigănesc? Pentru că ăștia, vezi... Se pare că la inteligența emoțională stau mai bine. Că veni vorba. Nu credeți? Ba da, din punctul acesta de vedere, nu suntem foarte educați. Chiar nu. Da, să aveți grijă. Și de-aia eu sunt de acord cu politica. Trebuie, nu că însușită, trebuie avut cunoștință generală, trebuie văzut ce și cum și trebuie, asta depinde de voi, trebuie văzut doctrine. Vreți să vorbim despre doctrine politice?
Știți, și când se vorbește mereu, ce bă, comuniștii, nenorociții, Ceaușescu, sau știți cine a fost Ceaușescu? Știți. Da. Ce știți despre el? Ce v-au învățat la școală sau pe unde? Ce ați auzit? Da, ce am auzit pe la televizor, la părinți. La televizor? Inevitabil se vorbește. Ce adică? Ia să vedem, cum percepe generația net Ceaușescu și acea perioadă comunistă? Depinde. Mulți, de exemplu, părinții zic că au fost foarte multe restricții. Alți oameni, de exemplu, profesori de-ai noștri, spuneau că era bine pe vremea aceea, era societatea foarte industrializată, toți oamenii aveau locuri de muncă, nu prea exista șomaj. Da, Radule, cred că e cazul să luăm o pauză de publicitate, după ce ai spus. Publicitate. Am revenit la Vama Vremii, de această dată, cum ați prins de veste din prima parte, împreună cu generația NET. Așa am spus, mă rog, ei nu prea sunt de acord că sunt întru totul NET, digital. E vorba de Rosana Pavelescu, Diana Pănescu și Radu Rădulescu. Toți trei întâmplători sau nu absolvenți de Brătianu, toți trei întâmplători sau nu studenți, doi la calculatoare, automatică, politehnică și Diana la medicină. Vorbeam despre cum au perceput ei ce știu despre epoca Ceaușescu și România din acea zonă. Radu și-a spus cuvântul. Roxana? Eu cred că era foarte grav că nu aveam deloc libertate, nu aveau deloc libertate de exprimare și libertate în general oamenii. Mi se pare că erau, că trăiau ca niște roboți, nu știu, cumva, nu puteau să se exprime, să facă ce își doresc cu adevărat, să plece din țară dacă asta își doreau. Mi se pare că lipsea total libertate și asta e un lucru foarte rău. Și nimic bun, n-ai prins de veste că exista totuși? Da, totuși era industrializată țara, ne mergea bine din punct de vedere economic. Mă rog, ca țară, că oamenii sufereau de foamete și nu găseau nimic să-și cumpere. Și am înțeles că sistemul educațional era mai bun, adică se punea accent pe oameni învățând. Da? Da. Și cine avea cu adevărat potențial făcea performanță. Da. Și da? Puteau să facă performanță și cei care nu au condiție economică bună. Adică să se dezvolte cei de la țară, să vină la oraș, să învețe. Acum e mai greu decât era înainte. Întâmplarea face că eu, uite, apropo, îți cunosc tatăl și el face parte din generația care a fost școlită atunci și el era un matematician de frunte, da. Să spun așa, deci se putea, da, să se exprime. Domeniul ăsta era lăsat liber. Da. Să învețe carte multă. Bun, Diana, tu ce crezi? Eu am făcut istorie la școală, în special istoria românilor, anul acesta am dat bacalaureatul la istorie. Și mi se pare foarte interesant de urmărit ca fenomen. Nu pot să trăiesc și să îmi imaginez foarte bine cum a fost, ce a fost bine, ce a fost rău. Mi se pare interesant ca o poveste, cum au pus comuniștii mâna pe putere, cum l-au înlăturat pe rege, perioadele lui Ceaușescu, cele două. Mi se pare interesant, numai că nu pot să-mi... Pentru mine e o poveste, nu e... Știți câți ani de monarhie a avut România? Câți ani, deci, a fost monarhia funcționată în România? Păi, ați făcut istorie? Ar trebui să calculez asta, niște ani. Sunt 85, mă rog. Dar dacă vă întreb de regii, cum au venit, care au fost... Da. Da. Nu, serios, fac un test să vedem ce... Care se bagă? Eu. Zi tu, Radu. Să mă bag și eu. Ia spune-mi un pic. Păi, istoria monarhiei, cum ar veni? Spune când s-a instaurat, deci când am avut monarhie? Deci în 1881 știu că s-a transformat în regat. Cine? România. Care România? Mă rog, stai. Țin Transilvania. Poftim? Moldova și țara românească. Adică cele două principate. Da. Că erau principate, e foarte important. Știți că de-aia o să vă mirați că și acum, bă, dar mulți, mai ales în afara Europei, că în Europa, mă rog, suntem membri și nu știu ce e România. Dacă îi spui de Transilvania, știe. Dacă îi spui de Moldova, știe. Dacă îi spui de Valahia, știe. Pentru că ar trebui să știți voi de ce, da? Tocmai ce vorbeam. Mai întâi am fost principate. Continuă. Învață-vă și pe mine. Cum a fost?
Deci în 81 știi că a fost declarat regat. E ok. Da, Carol I a fost primul rege. Dar când a venit? 10 mai. 10 mai cât? În 1881 a fost. Nu, în 81 el deja era domnitor instalat. A, e clar. Cine l-a adus? Roxana, pe rege. Cum am ajuns să avem rege în România? Cum a ajuns Carol I aici? Deci, facem un sondaj, să vedem așa. Sper că tine ai câștigat independența. A, el cu el. Pe când? Independența a fost mai târziu. Deci după ce a venit el? Da. În 77. Lovitura de stat a lui Cuza, din timpul lui Cuza. Da, ești pe aproape, cred că da, pentru că, da, în timpul lui Cuza, e vorba de acea monstruoasă coaliție. Da? Da. Care toți au zis jos cu Cuza, care Cuza adusese, deci, cele două principate la un loc, făcuse unirea, da? Din 59 și atunci au fost pus în situația, dar cine e persoana care s-a ocupat, e legată de aducerea, a călătorii cu regele, s-a dus după? E de aici, de la noi, din Argeș. Brătien, de Brătien, ați auzit, mă, că ați făcut liceu Brătianul. Vedeți cât de grav e unde vă aduc, dacă vreau. Păi, un Brătianu este cel care l-a adus pe rege, aici. Chiar s-a ocupat, a tras for ca lumea, știi? Și un alt Brătianu, fiul lui, că ăștia au numele foarte apropiate în curci. E unul deci I.C. Brătianu și I.C. Brătianu, care e fiul lui I.C. Că era Ion și era altul Ionel, da? Și ăsta fiso, pe urmă, a fost tartor mare la Unirea din 1918. Aia s-a depășit momentul. Trecem peste, că e de rău. Vezi, v-ați făcut liceu Brătianu. Păi știi cine a construit liceu Brătianu? V-a spus un profesor. O să zic că bunul Brătianu, sau de ce zice Brătianu. Da, eu aș vrea ca voi să vă scuturați și să... Pentru că tot v-ați prins, că la școală au băgat numai carte și atât și n-a venit nimeni cu altă învățătură, să vă prindeți că e momentul să vă ocupați prin autoinstruire, că nimeni nu o să vă spună în plus, și de chestii de astea. A fost construit de Ferdinand, cred că, da? De ce i-ați Brătianu, nu mai știu. Probabil că era el atunci, ministru. Zi, stai să trecem la lucruri, puneți-mi voi întrebări, vă rog frumos, și ce ați vrea voi? Începem cu Roxana, că e din stânga mea. Cred că aș vrea să pasez, să mă gândesc la o întrebare, nu atunci știu. Atunci, Diana, tu până să gândește Roxana. O întrebare pentru? Pentru tine, pentru mine, ce vrei, provoacă tu dialogul, ești moderatoarea emisiunii. Eu sunt invitatul tău cu Radu și cu Roxana. Zi-ne ceva, provoacă-ne. Ce ai vrea să discutăm? Te gândești? Zi tu, Radule. Și mă gândeam că mi se pare interesant această discuție despre prăpastia dintre generații. E o prăpastie, asta e adevărul. Da. Nu e cazul vostru, pentru că se pare că a contribuit foarte mult familia la voi. Pentru că acolo unde voi ați fost mai legați, ați comunicat cu părinții de o factură care, mă rog, iată, se vede, lucrurile stau puțin altfel. În sens pozitiv, bineînțeles. Zi, Radule. Da, mă gândeam că la noi părinții chiar au contribuit, familia în general, dar nu știu, am observat chiar și la mine în comportamentul, odată ce am crescut, am început să mă detașez și nu mi se pare neapărat normal. Știu că într-un oarecare mod copiii se detașează de părinți la o anumită vârstă, dar mulți se detașează prea repede. Ei, întotdeauna, deci chiar recomand detașarea. Ce e aia să stai? Ce ar mai fi tu, mai ales băiat, sunt două fete lângă tine, să stai, știi, stai lângă fusta lui Măta. E vorba aia, iartă-mi expresia. Că el așa vorbește, știu că e urât, dar așa se zice, nu? Prescurtat. Da, dar cumva pe vremuri familia era mai unită, adică se, nu știu, se întruneau mai des. Da? Membrii mai îndepărtați, nu știu, adică așa cred, nu știu, că n-am trăit pe vremuri să văd cum era, dar... Și? Ți se părea mai frumos? Tânjești după nu. Chestia de asta? Nu, și tocmai aia mi se pare ciudat că nu. Că nu ce? Nu tânjești să fiu foarte apropiată de toți, absolut toți membrii familiei și nu mă refer la părinți. Eu am cunoscut, am cunoscut prieteni de-ai voștri, colegi de-ai voștri, nu știu, prieteni, mă rog, care aproape că își blestemau părinții. Atât de ura, nu îi mai suporta. Deci nu erau deloc înțelegi, deci nu unul, s-a mai întâmplat, cu mai mult să văd, nu ne înțelegi de părinți și atunci îi trebuia să facă numai așa, după placul părinților, că trebuia să facă. Da, mulți sunt constrânși de părinți și probabil că nu le convine acest lucru și au atitudine nu chiar potrivită, dar se explică într-o oarecare măsură.
și părinții acționează greșit în anumite situații. Diana, hai să vorbim despre asta. Libertatea de exprimare, comunicare, relaționare între generații. Referitor la ce a spus Radu, părinții, unii dintre ei, nu toți, sunt părinți care nu acceptă pur și simplu ideea că ar putea greși. Că un copil ar putea avea dreptate la un moment dat într-o anumită problemă. Nu acceptă, nu există situația aceasta. Este ceva științific SF. Nu. Și poate și... Da, aia care pun presiune pe... pe copil, deci familia, copil, mă rog, că e copil, cum se vede așa, învață carte, învață carte. Da? Nu ieși la discotecă, nu ieși la terasă, înveți carte. Iei la facultate, a luat la facultate, înveți în continuare carte. N-ai luat bursă, i-ai luat bursă, înveți în continuare carte. Și în condițiile în care, probabil că el nu are experiența învățatului cărții, cred eu, părintele ăla. Nu credeți? Ba, nu știe ce înseamnă. Eu cred că oricum greșesc grav părinții care efectiv îl pun doar să învețe, pentru că nu poți fără să te și relaxezi, să te și destinzi. Adică degeaba înveți, până la urmă trebuie să mai îți trăiești și viața, doar să stai cu din carte. Roxana, îmi place foarte mult cum gândești. Dar nu cred că sunt toți ca tine din generația asta de biruitori, din cei care, mă rog, au performat cu note, cu... rămân în continuare cu minții, cum s-ar zice, ceea ce... Vedeți că s-ar putea să aveți probleme cu aia care vă spuneam eu de 6 sau că n-au la Bacu și nu o să le niciodată și vă treziți că o să vă fie șef cândva pe undeva sau în mod drept sau în România foarte probabil în mod nedrept dacă nu vă scuturați și nu sunteți puțin mai înțepați, cum s-ar zice. Nu ai, Radule? Da, într-adevăr, chiar trebuie să luăm o anumită atitudine față de acest tip de oameni. Atitudine, da. Acțiune. Da, mă gândesc că până la urmă noi avem un avantaj în plus, faptul că avem mai multe cunoștințe decât ei și dacă reușim să ne stăpânim și să căpătăm și acea inteligență emoțională despre care vorbeați, ar fi totul perfect. Știi că șmecheria unora nu-i departe de ce spun inteligență emoțională, știi? Te face, voi sunteți foarte morali, priviți totul prin prisma moralității voastre și nu realizați că nu toți fac chestia asta. Unii chiar se uită cum să-ți prindă o slăbiciune. Și... Da, de aceea e bine să ne cunoaștem noi slăbiciunile ca să putem să le ascundem, să putem să le mai scăpăm din ele, ca să nu aibă de ce să profite foarte mult. Adică cu cât ne cunoaștem pe noi mai bine, cu atât reușim mai bine. Ia o chestie extraordinară. Asta este deja, Roxana, învățătură biblică, știi? Că Iisus Hristos așa ne spunea, să ne cunoaștem, cunoaște-te pe sine însuți. E foarte important. Da. Și toți mari învățați ai Antichității. Chiar v-ați dus acolo cu cartea, sunt curios. Voi știți, aveți noțiuni despre înțelepții lumii antice? Nu, mie nu mi se pare că foarte mult. Adică eu cel puțin am foarte multe noțiuni despre ei. Adică am auzit de ei, dar nu foarte multe. Dăm un nume din Antichitate. Nu știu, Pitagora, Aristotel, din ăștia. Dar am auzit foarte multe despre ei. Mă aștept să spui un nume, deci ia zi. Și la medicină, mă gândeam că îmi spui direct unul. Să vă spun, peste 6 ani. Nu, mă gândeam la Hipocrate, la tine. Tu? Platon, Socrate. Da. Deci nu ne știți. Da. Nu, eram curios să vedem dacă mai sunteți preocupați de astea de arte. De arte sunteți preocupați. Mergeți la teatru, nu? Vă place? Da. Da. Spectacole rock? Da, la concerte mai îmi place să merg, dar la teatru. Radu? Da, tot așa, mai mult legat de muzică, cred. Diana, tu ce pasiune? Mie îmi place la teatru. Da. Din afară de carte, deci ce faci? Când ești din casă și... Păi merg în oraș cu prietenii, jucăm cărți. A, sunteți cuminți rău de tot. Da, voi ar trebui să se introducă pentru ăștia ca voi bine, la voi e târziu, gata, dar acum acolo ce o să mai recuperați? Eu aveam o vorbă și n-am glumit când am spus că în liceu ar trebui și o oră aia de dirigenție care ar trebui adevărată. Știi? Care, chiar, nu, dar mai în jos, în clasele 1-4. Eu îi spuneam fiicăi mele că ar trebui învățătoarea voastră să introducă pe lângă orele care sunt și o oră de prostii, de făcut prostii. O oră de făcut prostii.
De unde? Că ea, nu numai că nu putea să introducă ora de făcut prostii, dar le lua și ora de educație fizică, le lua și ora de muzică și ora de lucrări practice, să facă numai matematică cu ei. Și voi ați trecut la fel, da? Da. Nu. Nu? Tu eu nu făceam rupea? Toate orele exact care erau cu învățătoare. Știi că se vede? Nu știam. Contează asta. Bineînțeles. Să faci toate orele. Asta contează. Sunt orele care, iată, te formează. Ai o notă în plus la emoțională, la de care vorbeam. Da. Zi, Radule, ce, mai avem puțin timp. Ce n-am vorbit și ați vrut totuși să stăm la taclare în puținul timp pe care l-avem aici în public? În publicul mare, larg. Nu-mi dau seama, am acoperit cât de cât, zic eu. Da? Tu, Diana? Mai vorbim, eu cred că mai sunt, da? Despre ce ai fi dus să vorbim? Despre, nu știu, baruri? Despre baruri? Când ai fost ultima de la un club? Într-un club, să dansezi și să... după bacalaureat. Pe masă, așa? Nu pe masă, pe lângă. Tu rogea? După admitere, cred. Ai fost? Da. Și? Bine, după a doua probă, când m-am considerat eu intrată. Da? Da. Și cu știința familiei, părinților? Cu știința familiei. Le spui tot? Da. Vorbești cu ei? Da. Dar așa, perfect. Mi se pare normal. Bravo. Și tu, Diana, și tu, Radu? Tot așa. A fost cu mine. Da. Unde o să stați în București? Sunteți toți studenți de București. Ce preferați? Căminul sau, mă rog, o altă locuință, gazdă? Eu am preferat Căminul, cel puțin în anul întâi. Mi se pare mai... poți să socializezi mai ușor. Da. Te ai aproape cu colegii. Teoretic e frumos. Practic va fi mai greu. Te previn. Da, va fi. Pentru unul, ca pentru toți. Imaginez. Între voi. Roxana poate ar fi mai tare, ar face față la Cămin. Da, eu să stau voi, s-ar putea să... pe Diana s-ar putea să o găsesc plângând. Iar și pe tine, Radule, s-ar putea să ceri totuși, să te ceri afară la un moment dat. Ce ai spus, Roxana? Eu să stau într-o altă locuință, nu la Cămin, pentru că, nu știu, sunt genul de persoane care socializează repede și, nu știu, cred că oricum aș putea să mă împrietenesc cu oamenii și să merg pe la ei la Cămin. Și nu are șmechie să spun Cămin pe la ei, le faci așa cu mâna. Dacă n-am nevoie să învăț, trebuie să fiu mai singură, nu știu. Nu cred că aș putea să mă concentrez să învăț bine la Cămin. Da, la cât la ritmul vostru de acumulare și la cât o să fiți obligați să asimilați, vă previn că nu va fi ușor. O să încercăm. Dacă nu se poate și nu se poate, ne adaptăm situația. Țeluri în viață. Hai, repede, pe fugă. Acum, bun, ați terminat un liceu, stând de vorbă cu minței, cum am trecut admiterea, unii dintre voi supărați că n-ați luat și cu bursă. Da? Da? Și o să terminați și facultatea și dacă... cum trebuie să terminați facultatea ca să fie bine? Și ce o să faceți după? Ce vreți? Roxana? Păi, nu știu, cred că o să profesez pe programare. Adică, mă rog, dacă chiar nu se-mi placă la facultate, deși nu cred că are cum să nu-mi placă, că îmi plăcea informatica în liceu. Și, nu știu, vreau să ajung bine pe Google, Facebook, ceva, nu știu. Da? Da. Cu camul ca șerigie, acolo, în birou, la calculator, toată... Tu? Mă gândesc că o să promovez și eu, că o să ajung mai... A? Și eu să fiu ăla să facă darea. Eu să fiu ca ăla cu 6, comparativ cu alții care probabil ori fi terminat cu mai mult ca mine, că nu cred că o să termin chiar prima. Așa trebuie să gândești. Și să-i conduc pe aștept. Să-i organizezi. Da. Da. Știind despre ce e vorba, să poți să-i organizezi. Da. Sigur, că ei au nevoie de așa ceva. E ceva, e în favoarea lor. Da? Da. Ca un organizator bun, care și cunoaște despre ce e vorba. Tu, Diana? Eu îmi doresc să fiu un medic bun. Să fiu un medic foarte, foarte bun, să ajung renumită și chiar vreau să schimb ceva în sistemul nostru. Visezi la vreo specializare deja? Da, la chirurgie. Chirurgie? Ca fată? Nu cred că sunt prima femeie chirurg. Greu. Tu fi gândit la chirurgie plastică? Să nu, faci... nu. La ce? Ori la neurologie, ori pe cardio. Mergi foarte departe. Mă rog, e frumos. Nu vreau să-ți spulber visurile, dar e mult prea departe, știu eu. Voi nu vreți să... Stai puțin, că mergem și la radio. Dar voi nu o să vă și măritați, nu o să aveți și copii, băi. Ce faci nu voi? Mă gândeam pe profesional, acum vorbeam. Pe profesional, dar de ce trebuie să te realizezi profesional? Pentru ce? Vorbeam de fericire, vorbeam de... Pentru mine. Noi. Pentru... Așa, voi care o să fiți, nu sunteți singure, toată viața și ca să fii
întreg. Am eu o vorbă, o să o fac a doua aici, în România, care contează la capitolul de reflecții, ca să fii întreg. Părerea mea este că nu poți fi singur ca să fii întreg. Trebuie să mai fie cineva. Da, normal. Singur nu poți fi întreg. Nici nu se pune problema că o să rămânem singuri toată viața, adică nu cred. Păi da, nu, dar voi la voi numai în carte, cu toate astea, vezi să vă afirmați aici la mine și la televizor, bă, ce cuvinți suntem. Nu ne dă pe cap altceva decât... Și Radule? Păi, nu m-am gândit încă clar la viitor, tot legat de programare. Mm. Să văd acum, probabil voi urma un masterat, cel mai probabil tot la Politehnică și apoi să văd. Și la viitor, când vă gândiți, nu vă e teamă și de politica aia care, de fapt, e cea care catalizează viața, sistemele? Eu chiar sper că o să mă implic politic la un moment dat, nu știu exact dacă o să fac asta. Că... În momentan, oricum, nu cred că e vreun partid care să mi se pară mie demn de ceva. Uite, asta n-am atins-o. Stânga, dreapta, știi ce înseamnă stânga și dreapta? Vorbim pe, cunoaștem, terminologia? Da, liberal și social. Ce înseamnă stânga de dreapta? Și liberal, ce înseamnă și e social? Oarecum voi m-ați prevenit că idee, nu prea aveți dar... cultură politică și de-aia, iertați-mă, nu că așa oarecum aveau părere. Oarecum așa o idee, dar nu foarte clar. Ce faci? Ce înseamnă stânga, ce e dreapta? De ce dreapta sunt partidele fasciste. Aia, la extrema dreapta. Da. Și iar... Uite ce constat, stând de vorbă cu voi. Da, voi ați recunoscut de la început. Că la politică, ce mă voi? Nu știu aia care fac. Aia care fac abar n-au de doctrine. Socialii, în general, sunt mai mult, adică promovează și clasa muncitoare mai mult decât liberale. Mm-hmm. Adică... Aici e diferența între ei, parcă. Nu sunt chiar sigur. Asta, da. Tu, Radule, ai vă părere? Nu, n-am intrat foarte mult în contact. Bun, cu nu, bun, e clar, hai că nu, deci adică depășim momentul, că nu trebuie să vă chestionez eu. Eu v-am propus să mă chestionați, n-ați vrut, e treaba voastră, adică trebuie să profitați de ocazie și mai aveți ceva timp. Păi ăștia, nu, de stânga, dus spre comuniști, sunt cei care vor să împartă la cât mai mulți după nevoile lor, știi? Că muncește, că nu muncește, să-i mai dăm ceva acolo. Iar aia care sunt mai spre liberal și mai spre dreapta, domnule, ce nu, inițiativă, fiecare până, liberalii spun prin noi înșine. Adică, băi, fac, am. Și dar dau și rola care chiar nu poate, dar nu așa mult pe cât ar da socialul, ăla, socialistul. Îi dau și rola, dar nu așa. Îl pun la niște cazne ca să-i dau. Nu-i dau așa, oricum, moca. Cum s-ar spune. Hm? Și atunci, după ce ați aflat acum, unde vă încadrați? Unde vă duceți? Se pare mai normală doctrina liberală. Liberal. Tu, liberal. Diana? Liberal. Iată, deci nu am idee dacă liberal sau social. Încă sunt undeva, nu știu, cred că mă clasez undeva pe la jumătate. Adică nu mi se pare că una are un adevăr total sau ceva. Oare face parte din structura ta ce spui, acum o spui din nativ structură sau ține de anumite informații pe care le ai în zonă, educație? Nu știu exact. Interesant. Chiar nu-mi dau seama exact dacă vine din da, structura ce spui, mea. Da. Da. Păi nu, că sunt unii făcuți, adică, băi, liberal spre extremă liberală de aia, cum sunt americanii. Știi că americanii au republicanii și democrații. Republicanii sunt pe dreapta, iar democrații tot dreapta, că ei n-au stânga nimic în America, dar o dreaptă mai la stânga. Mă rog. Singurul dezavantaj la Partidul Liberal ar fi că poate unii că nu pleacă toți cu aceeași șansă și poate ar trebui încurajat încă de la început anumite persoane. Mm. O să mai vedeți voi. Eu știu, sunt mai complicate lucrurile. Haideți că mai avem 2 minute, trecem fiecare câte 30 de secunde. Poate păcălim și facem chiar 3 minute. Fiecare dintre voi să mai ridice o problemă. Fie să-i spui ceva, fie să ne provoci la altceva. Zi, Roxana. Voiam să mai comentez pe subiectul ăsta. Oricum la noi în țară nu se respectă doctrinele. Adică nu mi se pare că socialii sunt sociali și liberalii sunt liberali. Chiar dacă au în denumirea partidului asta. Chiar nu mi se pare că fac mișcări. Pentru că habar n-au despre ce e vorba și se formează partidele nu după doctrine, ci după găști. Da. De acord? Ai vrut să spui asta la final? Da. Bun. Tu, Diana, tu ce vrei să spui? Pe ce te-am? Mă gândeam că a spus dumneavoastră că ar trebui o oră de politică în școală, ar mai trebui o oră pentru să ne dezvolte inteligența emoțională și mă gândeam că, de asemenea, eu simt nevoia personală în școală pentru o oră de educație pentru sănătate.
Sunt foarte multe lucruri pe care nu le știm. Ai trecut de școala asta, deci tu o să tot faci educație pentru sănătate la medicină, da? Da, bun. Tu vrei să sugerez că nu numai în clasele primare, unde se mai face opțional educație pentru sănătate, chiar la liceu. Lipsește treaba asta și... Lipsește, chiar lipsește. Ar fi bine ca cei care urmează după voi să aibă parte așa ceva. Foarte ok. Radule? Mă gândeam tot la inteligența emoțională, că nu mi se pare că s-ar studia prea mult în școală sau s-ar încuraja. Păi nu se poate studia, asta se deprinde. Știu, așa. Dar ar trebui, măcar la ore de dirigenție, de exemplu, să fie oarecum încurajați copiii, să, nu știu, să socializeze mai mult, poate să discute pe anumite teme, să... Nu mi se pare că se desfășoară cum ar trebui toate aceste ore din programă. Da. E frumos, puțin spus. Eu aș fi mult mai rău, mult mai dur. Dar nu mai am timp, ca spune-o. Nu, sunt mai și mai mă provoc cu dirigenția și cu astea. Vai de mama lor, de unii diriginți. Da. Și profesor, chiar. Felicitări pentru cei care v-au instruit, v-au adus aici la performanțele astea, dar mai erau și alții care trebuia să mai facă ceva în plus. Chiar voi ați constatat. De ce duceți lipsa? Da? Da. Ne oprim aici? Roxana? Da. Un salut în 3 cuvinte. N-am idee, nu. Diana? Radu? Bun, atunci vă salut eu împreună cu cele 3 mai mult decât cuvinte, Roxana, Diana și Radu. O generație net în formare. Pe data viitoare.